pentru că știm că pe fiecare îi interesează știri despre viitor. Găsim și în Evanghelia după Matei destule indicii care să ne permită o perspectivă avizată asupra viitorului. Mulți din cei ce îl urmau cu sinceritate pe Domnul Iisus se așteptau ca El să-și așeze împărăția atunci și acolo. Și poate că dacă Israel l-ar fi acceptat ca rege, așa s-ar fi întâmplat. Iată-L pe Iisus în capitolul 24, lămurindu-și ucenicii cu privire la sfârșitul veacurilor și la a doua sa venire. Domnul Iisus le spune că împărăția sa nu va fi deocamdată instaurată, ba chiar că impresionantul templu al lui Irod va trebui să fie dărâmat. Nu va rămâne piatră pe piatră. Șocați, ucenicii îl întreabă, când se va întâmpla asta? Adică iminenta distrugere. Care va fi semnul sfârșitului veacului și al lumii? Răspunsul în versetele de la 9 la 22. Care va fi semnul venirii tale? Răspunsul în versetele de la 23 la 51. Pentru a răspunde primei întrebări, când se va întâmpla asta, ne uităm în istorie. Peste nici 40 de ani, Ierusalimul va fi distrus, în anul 70 după Hristos. Ierusalimul de astăzi s-a construit peste ruinele vechiului oraș. Iisus răspunde apoi și următoarelor două întrebări ale ucenicilor, logic și cronologic. Întâi, îi asigură că lumea nu va pieri, dar veacurile vor ajunge la un sfârșit. Înșelarea și amăgirea vor caracteriza perioada numită Necazul cel Mare. Antichrist se va autoproclama și instaura ca unică autoritate, Hristoși mincinoși, zvonuri de războaie, foamete, boli, cutremure. Caracterizează și azi epoca bisericii, dar aceste semne se vor intensifica pe măsură ce marele necaz se apropie. Semnele sale sunt descrise în capitolul 24 din Evanghelia după Matei, de la versetul 9. În timpul necazului celui mare, Evanghelia împărăției va fi iarăși propovăduită, precum în vremea lui Ioan Botezătorul. Astăzi noi propovăduim Evanghelia Harului, dar Evanghelia împărăției, ca și cea a Harului, are accente specifice. În timpul necazului celui mare, oamenii vor ști că sfârșitul se apropie. Prin urmare, mesajul urgent va fi: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Crucea lui Iisus Hristos a fost dintotdeauna temeiul de pe care Dumnezeu acordă mântuirea oamenilor. Fiecare dintre jertfele de dinainte ca Iisus să vină pe pământ arăta în viitor spre jertfa Lui și fiecare pomenire de atunci privește înapoi spre cruce. Înainte ca Iisus să moară și să fie înviat, oamenii erau mântuiți pe credit, în vederea zilei când Iisus s-a murit și a plătit datoria lor. Noi toți suntem niște călcători de lege, suntem niște păcătoși care au nevoie de un mântuitor. Prin ce va fi anunțat necazul cel mare? Citim de la versetul 15. Iisus a precizat împlinirea profeției lui Daniel, urâciunea pustiirii. Va fi un timp ca niciunul altul. Nimic dinainte și nimic de după acest moment în istoria lumii nu se va putea compara cu el. Folosind imaginile din Apocalipsa 6, calul roșu al războiului, calul negru al foametei și calul gălbui al morții vor străbate lumea în acea perioadă, astfel că populația globului va fi decimată. Totuși, Dumnezeu este în controlul fiecărui eveniment de pe scala timpului și a istoriei. Necazul cel mare va fi scurtat din pricina, datorită celor aleși. Dumnezeu nu va îngădui ca umanitatea să se sinucidă. Vom continua să scrutăm viitorul data viitoare.